În Iordan. Aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii binecuvântarea Iordanului, pouă pe dânsa izvor de nestecăciune, dar de sfințenie, de dezlegare de păcate, vindecare de boli diavolilor, pieirii, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toți cei ce vor, se vor stropi și vor gusta din trânsă să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce a înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apa ai negat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise ai eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie a izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Dar,
Dar, Stăpâne, sfințește și acum apa aceasta cu Duhul Tău, cel Sfânt. Amin. Tu însuți, dar, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău, cel Sfânt. Amin. Și de tuturor care se vor atinge de dânsa, se vor stropi cu ea, sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare, și miluiește pe binecredinciosul popor de pretutine, cărbuitorii țării noastre, mai mare orașul și ai satelor și pe iubitoare de Hristos oaste. Adu-ți aminte de înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Piment de Hristos, de tot poporul care este înainte, de frații care binecuvântate frici nu s-au întâmplat să fie de față, după mare mila ta și de stihii de oameni, de îngeri văzuți și nevăzuți să fie slăvit numele tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Slavetele voastre Domnului să le plecați. Fie sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre. Fiți slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-au arătat, când glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porunca adeverit, întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Iisoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea creimii s-au arătat, când glasul Părintelui au mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porunca adeverit, întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Credincioși, Dumnezeu să vă ajute cu sănătate, cu bucurie, cu iertarea păcatelor. Amin. Să vă mulțumim.